Salutare tuturor, Stix Slider și bine v-am găsit la un nou episod din Maps from Subs. Suntem aici alături de domnul Rafael, îl vedeți în partea dreaptă, și jucăm o nouă hartă. Vreau să vă spun că am încercat două hărți diferite, au fost buguite, adică parcursul era imposibil și am ales această hartă. Rafael poate să confirme aici, suntem la a treia hartă. Da, nu uitați să apăsați butonul like pentru că ne chinuim foarte mult să alegem hărțile din hărțile voastre și să strângem peste 5.000 de like-uri. Hai să începem, Rafaele, că deja mă bâlbâi. Nu aveți voie să spargeți blocul. Puteți să vă dau spawn point când vreți. Time set day, keep inventory, game 0, difficulty 0 și nivelul 1. Stai că mai e ceva pe aici. Armurile sunt de design. Ia uzi, mă, cum a scris, uite cum a scris. Cum e? Aia armura design. Mea. Asta e armura mea și aia ta. Căciulă, vestă okay. De firmă, papuci de firmă, sport, pantalon de atlet, haină de biciclist și căci de gamer. Tu ce ai? Eu am Nike în picioare, Marius, îmi pare rău să zic. Ok, ce scrie aici? Salut, am creat mapa asta special pentru voi. Tot ce este construit este făcut manual de mâini de baci. Ok, mersi. Oh. Designurile sunt originale și nu se mai găsesc pe nicăieri în lume. Oh, ok, Rafael. Am lucrat destul de mult la mapa, la mapa, așa că sperăm să vă placă. Creatorii sunt Tank, Tankul Ninja, Pașa, aka Biceps. Pașa Biceps, iauzi. Andrei Razna, aka Bodega, iauzi. Ok. Ok, hai să începem și noi. Și aici ce scrie? Informații, ce informații și cum le-au? Rafael și Slater se plimbau prin Drăgășani. La un moment dat, ei își dau seama că s-au cam pierdut. Marius nu știa drumul de întoarcere, așa că aceștia au fost nevoiți să apeleze la un bătrân de pe stradă. Wow. Bătrânul i-a dus într-un loc ciudat. Ne violează bătrânul. Ha. Unde i-a închis și le-a spus că nu le va da drumul doar dacă vor termina cu succes probele. Ce probe? Zici că e harap alb. Bătrânul nu le-a urat succes. Însă noi o facem. Dacă vă place povestea, va continua la Gherla, la Max acasă. Holy shit, vreau la Gherla. Informații și aici ne scrie. Bă, stai, ce stă, unde? Vezi? Iteme. Am înțeles. Haide să începem, Rafael, în nivelul 1. Ce damage? Hai să luăm nivelul 1. Tu ești pe game, nivelul 1. Hai. Ok, revenim când activez comand locurile. Ok, am revenit cu harta aici de față. N-aveam blocurile, comand locurile activate, dar acum hai să apăsăm astea. Merg, Rafael, revez. Da. Game 0, difficulty 0. Hai să mergem la nivelul 1. E Rafael, călătoria a început. Hai să-l facem. Ajuns sunt și eu undeva în pana mea. Îl facem pe ăsta dacă băieții nu știu să facă harta. Au pus TP all. Gen, nu all, all. TP all și ne teleportează pe toți în loc să pună TP X-Slater. Sper specific. La fel. Să ne ducem amândoi, Marius. Nu știu unde mă aflu, Rafa. Unde mă am. Nu mă facem tryhard mod că nu prea suntem. Mai în tryhard. Rafaele, după ce că mă luași de unde eram și eram bine, mă duceam ca lumea. Dar la toate au pus să te teleporteze. Hai că am găsit, Marius. Banana am găsit. Banana am găsit. M-am întors unde am plecat, Marius, stai liniște. Ești cu mine aici, Rafaele. Ia uite-mă. Opa, ce-i asta? Pe partea cealaltă trebuie să fie ceva, Marius. Banana. Opa, a lăsat un... Am găsit. Ok. Nivelul 2. La spawn, nivelul 2. Trivia. Oh my god, sper să nu fie un trivia. Hai să vedem. Câți cai? 2 cai frumoși, 2 da se pot și 6. 6 cai, tigă. Oh my god. Păi 6 cai se pot. Fii hămață. Și ne-a dat la mama naibii, Marius. Ok, Rafaele. Felicita. E perfect. Felicita. Deci tu te picolo. Da na na na. Da na na na. Hai să ieșim. Felicita.
Bă, de un... Ok, Rafaele, mapa nu e așa extraordinară. Mapa e frumos făcută, dar băieții nu prea au idee cum să folosească redstone-ul. Din, 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 din. Treci. Din, 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 din. Da, okay. Spawn point. Spawn point. Ok, ține minte să ne dăm spawn point. Holy fucking shit. Rafael. Fuck you, X-Slater. Câți cai pot fi înhămați la o căruță? Doi cai frumoși, gata, astea era. Cine a spus dacă taci, să taci? Nicolae Guță, Florin Salam, Mihai Menescu. Dacă taci, să taci. Nicolae Guță a zis. Da. Ai văzut-o și tu aia? A. Dacă 1 plus 1 fac 2, cât face 1 plus 1, o pereche? Lesbi. Lesbi. Cred că lesbi. Lesbi? Eu cred că face 3, Marius. De ce, mă? E lesbi. Lesbi face. Ok. Cine e mai șmecher? Nu cred că e. Slade de Rafael, Tancu Ninja. Cine e Tancu Ninja? El care a făcut mapa. A, da? Eu sunt mai tare. Bă, dar cine a omorât? Holy shit! Holy shit! Asta, Nicolae Guță. Lesbi. Nicolae Guță, lesbi. Și acum? Spawn point, stai să dau un spawn point. Hai, X-Slader. El e cel mai tare! Okay. Nu cred. Câți când mă aleargă Rafael zilnic? Deloc, cât mai mulți, cât mai puțin. De unde, cât să alergi, mă, tu? Deloc. Păi deloc! Unde alergi tu? Deloc? Eu nu merg pe afară. Păi tu alergi, cât mai puțin. Ok, cât mai puțin, Rafael. Cine este maestrul hip-hop în manele? E glumă. Amândoi sunt maestri, Rafael. Vezi? Dani Mocanu are probleme cu? Garda femeile cu capul, cred că cu capul. Garda are, bă. Cu garda are. Câți kilometri alergă Rafael? Maestru hip-hop, ambii. Cu garda. Garda. Hai să-mi spun. Cine este cel mai puternic combatant ezoteric? Ce mă, Arsenie Boca? Lorin Furtună? Prietenul de la Sadova, Arsenie. Tu ce dă pe așa? Prietenul. Arsenie Boca e cel mai... Oh, Lorin Furtună. Cine e Lorin? Ok. Îți dăm spawn point. Ok, nivel 4, find the button. Foarte ușor, find the button. Cred că și știu unde-l pusă. The time. Uite-l aici, butonul. Da? Da. S-a deschis ceva? Nu. Deschis aici. Holy shit! Trebuie să-mi dau la controle că-mi sare singur, Rafaele. Intră pe gaură aia în care intră eu. Gata. E altceva aici. Da, că eram pe game mode. Unde o fi, Marius? Nici nu văd nimic. De ce-mi sare singur? Găsi. E repede spawn point. Parcurianul ăsta îl fac eu imediat. Ok. Cața-și gura ta. Nu parcur, te rog. Ce zice? Nu. Dacă X-Slader a făcut parcurul, înseamnă că a devenit un maestru. Na, până v-ați e mare sărit. Uite-o că a făcut. Păi ce am pus să fans? După hai că fans, abia... Marius! Holy shit, nu cred că s-ar niciodată hai pe fans. Hai că poți, Marius! Nici n-ai sărit, ce ne-ai făcut? Bă, frate, am pus și fans. Ce scrie acolo? Bă, m-a trollat! Ce să? Mi-a făcut troll, am apăsat pe pressure play la final. Începe de la început. Wow! Haide, Marius! Okay, cum sar mă tu pe ăla? Cum sar tu pe ăla? Nu pot să sar! Nu parcur! Fuck! Ăsta ne face și troll. Cu... Mamă! Te-am bag picioaca, Marius. Holy shit! L-ai făcut? Spune-mi că l-ai făcut. Aaaa! Bă, de ce ești prostovan?
Bă, bă! Ăla l-am apăsat eu! Du-te și fă, Rafaele! A murit ca prostul! Păi, bă, bune, acum mă pute, teleportează înapoi, Rafaele! L-am apăsat! Ta, dă-l în pana mea de pressure play, dispari! Eu-l făcui, da? Ta, făcut troll, deci haide, dă-i următoarea probă. Dă-i, Marius. Holy shit! Nu mai vreau parkour. Final. Ce asta, mă? Bate mâna, vă mulțumim că ați jucat mapa noastră, Rafaele. Dați o notă mapei și spuneți-ne ce v-a plăcut. Ok, româna cam rea, dar mă rog să iartă. Ce mi-a plăcut mie cel mai mult, Rafaele, la mapa asta? Ce s-a plăcut ție? Mi-au plăcut glumele. Aia, mi-a plăcut trivia mie cel mai mult. Dacă faceți hărți, să faceți cu trivia. Trebuie să fac o poză, bă! Game 1. Mamă, ce șmecher de skin-ul meu făcut, ești nebun? E făcut mai bine decât l-am făcut eu. Da? Ok, hai să bubuim Rafaele tot pe aici. Hai că ești pregătit, Marius. A fost decentă mapa, bună. Eu însă... dau nota 8, doar pentru trivia, că îmi plăcut trivia mult. Eu dau nota 8, din cauza faptului că n-a spus cum trebuie. Ne-a teleportat pe amândoi. Da, și era Rafael. Și era bine gândită. Fii atent că odată te dădea pe tine într-un labirint și eu nu puteam să mai iau după tine, înțelegi? Da, dacă n-au dat cald, nu înțeleg, deci e chiar nu pricep. Deci în momentul în care trimiți o hartă, nu o testezi să fii 100% sigur că merge? Eu așa aș face dacă trimiteam cuiva harta. Bă, hai să testăm să dacă merge măcar. Ne-a dat cineva, am mai încercat odată o hartă cu un parcurs care nici nu puteai să-l faci, deci efectiv nu puteai să-l faci. Oh, nimic n-a mai rămas, Marius. Ia uite aici am rămas asta. Dacă am dus toată munca, nu explodează nimic, alea cad, Mariusica. Ok, cam atât și cu acest episod. Eu am fost Xlader, nu uitați de like, doar pentru că am făcut parcursul și a fost destul de decent. La revedere, pa, pa!